în vederea executării unor lucrări de revizie la rampa de alimentare cu gaz la cererea furnizorului de gaz E.ON, Colterm întrerupe furnizarea apei calde de consum către utilizatorii de servici prin intermediul CT UMT și CT Buziaș în ziua de luni 3 iunie, între orele 10-13, vor fi afectați consumatorii arondați mai multor străzi, precum Avram Imbroane, Dobrogea, Măcin din Timișoara și Atomului, Electronicii, Recoltei Venus, Intrarea Saturn, Intrarea Neptun din Buziaș, totodată având în vedere notificarea transmisă de către rețelele electrice Banat SA privind execuția unor lucrări în rețeaua de medie tensiune la punctul termic 39, planificate tot pentru ziua de luni între orele 9-17, Colterm întrerupe furnizarea apei calde de consum în perimetrul punctului termic menționat. Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor Holdelor Aurel Ciupe, Lucian Georgevici, Carol Davila, Luigi Galvani, Arhitect Ioan Mincu, Verde, în total un număr de 20 de branșamente. La finalizarea lucrărilor poate apărea fenomenul de turbiditate pentru o scurtă perioadă de timp, motiv pentru care Colterm recomandă evitarea folosirii apei în scopuri menajere până la limpezirea completă.